Da, eu sunt foarte mulțumit. Acum vreau să văd ce zice și Dan, dar cred că mulțumiți sunt călătorii. Eu am stat în autobuz de vorbă cu ei și păreau foarte încântați. Chiar primarul Stroie spunea că mai mulți cetățeni din comune au spus că dacă merg așa și se reglează și timpii și programul, sunt tentați să-și lase mașina acasă. Cred că asta e cel mai important. Este foarte important pentru zona metropolitană și cred că transportul metropolitan va duce și la dezvoltarea zonei în ansamblu economic. Descongestionăm traficul, poluăm mai puțin și oamenii au mobilitate și mai mare. Cum să fie bine? Ați auzit și opinia celor care erau deja în mașina cu care am venit noi. Este un lucru bun, apreciază ce am făcut pentru dumneavoastră. Sperăm să fie un lucru bun și majoritatea să-și lase autoturismele personale acasă să circule cu autobuze. Sunt condiții. Sunt condiții, da. Adică cu toții am văzut ce înseamnă diferența între maxi, taxi și autobuz. Conexiune. Unde mergeți? La 4. Mâine.